Salut! Și după cum bine ai văzut și în titlul acestui clip, astăzi este prima oară în 18 ani de zile când mă ocup singur să-mi fac revizia la mașină. Rămâi cu mine până la final ca să vezi despre ce e vorba. Asistență rutieră, tractare, depanare, plus mașină la schimb, un vis deveni realitate la doar 75 de lei pe an. În cazul în care ești prima oară pe acest canal, eu sunt Cătălin de la Ritter.ro. Având în vedere situația de pandemie, am considerat că ar trebui să învăț și eu lucruri despre reviziile mașinilor. Eu am mașină și permis de peste 18 ani de zile și în tot acest timp pot să spun că am fost răsfățat de fratele meu privind reviziile. Fratele meu deține un service auto multimarcă cu o experiență de peste 20 de ani de zile în domeniu și de fiecare dată când apărea la mine problema reviziilor, el se ocupa împreună cu angajații lui de acest aspect. În sensul în care mă suna când venea vremea reviziei, îmi lua mașina și mă aducea tot în aceea zi cu revizia gata făcută, ca să-i spun așa. Niciodată n-am știut ce cuprinde kitul de revizie, ce se face, nu mi-am bătut capul niciodată cu aceste probleme. Până acum nu am avut mașini care să fie noi, în garanție. Astăzi o să-mi fac singur programare la Toyota din cauza faptului că mașina mea este în garanție și nu o pot repara. Să-i fac revizia la fratele meu din simplu fapt că aș putea pierde garanția. Așa, cum spuneam, am sunat la reprezentanța Toyota din București, m-au programat la revizie și totodată mi-au comunicat faptul că aș putea veni cu kitul de revizie eu direct, fără să-l cumpăr de la ei, ei doar ocupându-se de manopera mașinii. M-am bucurat în momentul în care cei de la Toyota mi-au comunicat că pot veni cu pachetul de revizie. Având în vedere că sunt prieten cu Răzvan de la 99 Vehicles, sigur îl cunoaște și voi de pe canalul lui de YouTube, mi-am comandat de la el pachetul de revizie. Și a ajuns! Sunt și eu curios ce conține pachetul de revizie pentru 30.000 de kilometri. Ok, hai să desfacem cutia să vedem ce conține. Mamă, e plin aici. O grămadă de cutii. Bun. Avem un filtru. Ia să văd ce filtru. E. Filtru de habitaclu scrie aici. Cam așa arată. Da. Filtru de habitaclu cu carbon activ. Marfă. Așa, am uitat să menționez că eu am o Toyota hibrid Auris. Următoarea. Un inel de etanșare, cred că e de la baia de ulei. Un filtru de ulei. Văd. Ce-or fi asta? Un filtru de aer. Cam așa arată. Ia să vedem. 5 litri de ulei Ravenol. Da, uite, 0W20 se pare că îmi trebuie mie la mașină. Ok, și ăsta ce-o fi aici? Ia să vedem. One eternity later. Mamă, cât de bine le-am pachetat. Nu-mi vine să cred. Three days later. Și lichid de frână.
un litru tot de la Ravenol. Se pare că Răzvan e fan Ravenol, în cazul în care nu știați. Așa, și mi-a mai dat aici, uite, din partea lui, o grămadă de odorizanți auto. Cred că a mers cu mine în mașină și s-a părut că miroase cam urât de mi-a trimis atâția. Așa, și mi-a mai trimis niște șervețele de curățat interiorul, tot de la Ravenol, bonus din partea lui. Deci pandemia a fost binevenită pentru mine. Am mai aflat un lucru nou, ce conține kitul de revizie de 30.000. După 18 ani, ce pot să zic este că atunci când ești fratele mai mic, ești de multe ori foarte răsfățat. Iar cei dintre voi care aveți frați mai mari, probabil că știți ce zic. Acum că am văzut ce conține kitul de revizie, haideți să mergem la Toyota, să vedem acolo ce se întâmplă. Și am plecat. Am plecat să facem revizia, super echipat. Mamă, ce grea e cutia asta. E ceva trafic astăzi, nu mă așteptam. Ce zi azi? A 27 aprilie, da? Multă lume pe străzi. Sper să nu fie aglomerat și la Toyota, să stau mult la revizie. Și am ajuns la reprezentanța Toyota, hai să vedem. Să sperăm că să nu fie coadă. Văd că e destul de liberă parcarea. Nu știu câte programări vor avea, dar hai să mergem. Ce tobe frumoase are Corolla asta, break, modelul nou. Mă plictisesc pe aici, cât stau la revizie. Stau și aștept, mă plimb prin showroom. 2 ore jumate, ci că durează. Revin. Gata și revizia, am stat pe aici aproximativ 2 ore, mergem acasă. Revizia m-a costat undeva la aproximativ 1000 de lei, din care 500 de lei piesele, 500 de lei manopera. Evident, manopera făcută la o reprezentanță Toyota. Dacă ți-a plăcut și ție acest clip, dă-mi și mie un like, dacă nu ți-a plăcut, dă-mi un dislike. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, te rog frumos să te abonezi în cazul în care nu te-ai abonat. Apasă acolo pe clopoțel pentru că vei fi primul care primește o notificare în momentul în care postez un nou clip. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!